food bloggerul Valeria Țurcan ne-a pregătit o rețetă specială pentru masa de Paște. Așa e, aceasta ne sugerează să nu încărcăm mesele, ci să ne străduim să fie așa, cât mai legere. Ușurăm. Vedem și noi chiar acum cum putem prepara ouăle într-un fel deosebit, dar totodată rapid, simplu, ca de obicei. Sărbătorile pascale sunt despre familie, despre carne de miel, pască, cozonac, panetone, de ce nu, și multă salată, multe legume, multă verdeață pe masă. Vreau să experimentez cu ouă umplute, cu ceva mai diferit. O să vă arăt cum pregătesc eu ouă umplute cu avocado. Pentru această rețetă o să am nevoie de ouă proaspete de găină, muștar, iaurt grecesc, sare, ridiche, avocado, microplante, piper și cam atât. Mai întâi de toate o să pun ouăle în apă rece. Am fiert ouăle, acum e timpul să le curăț de coajă și după care o să le tai în două. Iau un avocado, îl tai în două și îl adaug peste gălbenușuri. Peste gălbenușuri și avocado o să adaug muștar, iaurt, sare, piper și puțin suc de lămâie. Totul până am obținut o textură cremoasă. Această cremă, să zic, din gălbenușuri de ouă, o transfer într-un poș și aici am un dui zâmțat. După care o să umplu ouăle. La final le decorez cu ridiche și microplante. Astfel puteți să-i dați culoare mesei voastre. Vă doresc sărbători delicioase. V-am pupat! Mua!